eu să mă uit la dumneavoastră. Bună dimineața, suntem la Formula Antreprenorilor în București, la The Arc. Un eveniment care stă să înceapă în circa o oră. Eu sunt Ovidiu Popica și sunteți în direct pe startupcafe.ro. Începem seria transmisiunilor live din această dimineață cu domnul Lucian Angel, președintele BVB. Bună dimineața, domnule Angel, bine ați venit. Începe un forum, se anunță, cred că vreo 200-300 de participanți, dacă nu chiar mai bine. 600. Vorbim despre bursă, despre piața de capital și despre antreprenori. Cum poate profita un antreprenor de piața de capital, eventual dacă se gândește să-și financeze dezvoltarea afacerii? În general, piața de capital ajută orice antreprenor să își ducă afacerea la nivelul următor. Practic, piața de capital va permite atât vizibilitate, marketing, transparență și, poate cel mai important, accesul la finanțare. Iar finanțarea este esențială pentru dezvoltarea oricărui business. Aici finanțarea se poate acorda atât pentru dezvoltare organică, cât și pentru achiziții de competitori. Iar în România, piața în general este extrem de segmentată, este extrem de fragmentată și asta ar da posibilitatea celor care sunt transparenți, au acces la finanțare, să-și achiziționeze competitorii, să devină mai mare și, de ce nu, să devină un competitor național și apoi regional. Aseară am avut, să zicem, evenimentul de lansare Made in Romania, în care am anunțat cele 15 companii românești cu potențial de creștere fantastică atât în România cât și la nivel regional. Și practic am fost extrem de onorați și de bucuroși să avem alături de noi atât de mulți antreprenori de succes, multe dintre companii pentru prima dată în cadrul acestui proiect. Eu personal am auzit de ele și sunt extrem de bucuros că practic prin acest proiect încercăm să oferim inclusiv expertiza noastră, expertiza partenerilor noștri, fiindcă aici discutăm de foarte mulți parteneri pe care îi avem aici în alături, care ar putea cumva să transforme business-ul acestor antreprenori, să-l ducă la nivelul următor. Iar piața de capital, asta este cumva unul dintre obiectivele primordiale în orice economie. Când vorbim de finanțări, eu nu mă gândesc la mai multe surse. Resursele proprii, dacă există, băncile, piața de capital. Un antreprenor, cum ar trebui să privească piața de capital ca o posibilă sursă de finanțare în comparație cu celelalte surse, să zicem băncile în special, sau fondurile de investiții, business angels și ce mai e disponibil în piața românească? Sunt multe răspunsuri. Depinde foarte mult de stadiul la care se află compania, nivelul de dezvoltare. Cred că, în general, faptul că ai acces la cât mai multe surse de finanțare este un plus pentru dezvoltarea oricărei companii. Cred că piața de capital se va dezvolta în perioada următoare și cred că din ce în ce mai mulți antreprenori vor cumva avea mai mult curaj de a-și lista companiile pe bursă. Am văzut succesul extraordinar al MedLife, cea mai mare listare privată din istoria pieței de capital, iar acest lucru a dat foarte mare încredere altor antreprenori care să cumva să analizeze această opțiune. Cred că piața de capital alături de finanțarea prin sectorul bancar va rămâne principala formă de finanțare, dar piața de capital poate să ofere, să zicem, capital. Finanțarea bancară în general oferă credit comercial. Sunt forme diferite de finanțare, evident sunt alte forme de business angels sau fonduri de investiții, fond venture capital. Toate acestea, azi le prezentăm, le oferim, să zicem, diverse alternative de finanțare pentru cei care vor participa la acest eveniment. Avem secțiuni separate pentru startup-uri, pentru companii în dezvoltare, pentru companii mari, astfel încât fiecare companie să aibă posibilitatea să treacă la nivelul următor. Credem noi că la un moment dat toate aceste companii vor putea folosi piața de capital, fie pentru emisiunea de acțiuni, fie pentru emisiunea de bonduri, obligațiuni care evident le-ar permite să dezvolte. Interesul nostru este să găsim cât mai mulți candidați
Piața va decide dacă merită încrederea investitorilor, dar accesul la finanțare le va permite să fie mai mari, să transforme din pradă în prădători, ceea ce e un lucru foarte important, iar dimensiunea, din păcate, contează. Deci trebuie să fii într-un termen cât se poate de scurt, cât mai mare, acest lucru cât mai rapid se obține prin achiziții, iar aici piața de capital cred că va rămâne principalul furnizor de capital pentru dezvoltarea antreprenorilor românești. Ați anticipat cumva ceea ce urma să vă întreb, la ce nivel de dezvoltare eu ca antreprenor ar trebui să mă gândesc la bursă dacă mă uit către piața de capital ca o posibilă sursă de finanțare. În ce stadiu trebuie să fie compania? E de ajuns să fi pornit acum un an, acum 2 ani de zile? Există piața Aero, lansată exact pentru startup-uri și pentru companii în plină ascensiune. Această piață, spre exemplu, are costuri de câteva mii de euro. Una dintre companiile, primele companii listate pe această piață, Aero, spunea public că românii, era un antreprenor italian, românii nici nu știu ce au aici în România, fiindcă la Milano, în Italia, ar costa aproape 500.000 de euro să facă ceea ce a făcut aici cu câteva mii de euro. Deci această piață oferă vizibilitate, oferă acces la o zonă de investitori de retail și nu numai, o serie de fonduri de investiții de asemenea ar putea să susțină. Iar aici nu atât contează trecutul, ci contează foarte mult viitorul și modul în care îți prezinți afacerea și insufli încredere, fiindcă cei care investesc în companie, dacă investesc în acțiuni, nu cer nicio garanție, practic cumpără, în ghilimele, viitorul acelei companii. Asta contează foarte mult, modul profesionist în care o prezinți. Vom avea paneluri aici în care vom prezenta o serie de avantaje și cum ar trebui să, rețete de succes sau ce ar trebui să facă antreprenorii pentru a convinge cât mai mulți investitori să vină să investească. Și evident aici există o zonă largă de tipuri de investitori, fonduri de investiții, persoane fizice, business angels. Zona este extrem de largă. Deci nu aș avea o grijă că, să zicem, compania este prea tânără, are un an sau 2 ani de activitate doar, ci mi-aș face griji mai mult cum să prezint mai bine și cum să insuflu acea încredere în viitorul companiei și astfel încât cât mai mulți doritori să vină să investească în compania mea. Cred că aceasta este cheia întrebării dumneavoastră. Ultima chestiune, am vorbit despre cei care caută banii, haideți să vorbim puțin și despre ce fac cei care oferă banii. Cum a mers bursa în primele 3 luni, comparativ cu alte posibilități de plasament? Piața de capital este într-un moment foarte bun. Anul trecut România a fost inclusă pe watchlist de către FTSE pentru a fi upgradată de la statutul existent de piață de frontieră la piață emergentă. Acest lucru a stârnit un foarte mare interes din partea investitorilor și practic a deschis ochii că avem șansa ca România să treacă la următorul nivel. Adică nu numai antreprenorii pot să treacă la următorul nivel, ci și piața de capital. Dacă depășim promovați, criteriul de lichiditate, că aici avem încă exact, o problemă. Dacă depășim momentul de față, conform unor studii făcute de entități străine, se consideră că îndeplinim criteriile de lichiditate impuse de MSCI, fiindcă de acesta discutăm momentul de față, inclusiv de FTSE. Am continuat și avem un dialog foarte bun cu aceste agenții de rating, dar piața de capital, ca să mă întorc, de la începutul anului, ca urmare a evoluțiilor macroeconomice foarte bune, ca urmare a nivelului dividendelor, care este considerat unul dintre cele mai înalte din lume, discutăm de 8%, 8-7% pe an, de la începutul anului a crescut cu circa 14%, deci piața, prețul acțiunilor și dacă ne uităm în ultimii 5 ani, practic s-au dublat în echivalent euro investițiile românilor prin comparație cu 2012 și în fiecare an investițiile au fost pozitive, adică nu a fost un an din ultimii 5 ani în care randamentul să fie negativ, întotdeauna a fost pozitiv. Unul dintre elementele principale a fost, așa cum am spus, inclusiv nivelul de dividende, în momentul în care ai 7-8% dividende și care probabil va continua pe o perioadă mai lungă de timp, fiindcă statul va avea nevoie de resurse la buget, de fonduri la buget, dividendele putând constitui o astfel de resursă. Deci în următorii ani nivelul dividendelor va rămâne relativ ridicat, ceea
ce va însemna că dacă prețul acțiunilor ar scădea cu 6-7%, practic randamentul meu ar fi foarte aproape de zero, dar asta înseamnă scădere. Dacă ar scădea doar cu 2%, randamentul ar fi pozitiv, dacă ar crește, anul acesta 14% este creșterea de la începutul anului. Evident, trecutul nu este o garanție pentru viitor. Absolut. Mulțumesc foarte mult, domnule Anghel. Veți deschide în mai puțin de o oră lucrările acestui forum. Vă doresc succes. Sper să găsiți și dumneavoastră pretendenții și pretendenții să vină către dumneavoastră. Noi rămânem, dragi prieteni, în transmisiune directă. Ne revedem în circa 15 minute cu un antreprenor extrem de interesant, un tânăr care a avut curajul să își listeze compania pe bursă. E vorba de o companie de IT. Îl așteptăm la ora 9:30, când revenim în transmisiune directă. Deocamdată, vă spun foarte, foarte pe scurt, vom căuta să fim cam din jumătate în jumătate de oră, să revenim cu invitați pe care sper să-i considerați interesanți. De-a lungul unei zile care pentru transmisiunile Startup Cafe a început la ora 9:00, se va termina către ora 13:30. Între timp vom încerca să preluăm imagini și să urmăriți și principalul panel de dezbateri care va începe în jurul orei 10:30. Panel care va fi moderat de colega mea Raluca Abrihan și după asta continuăm cu invitații. Nu uitați, cum am precizat și pe site, la ora 12 avem un invitat extrem de interesant, e vorba de președintele unei organizații foarte interesante, European Business Angels Network, de la care vom încerca să aflăm mai multe legat de modul în care antreprenorii pot obține bani, de data asta nu prin piața de capital, ci de la investitori de tip angels. Mulțumim și revenim în 15 minute.